chiar dacă este împotriva naturii, chiar dacă acest lucru are scoate într-un loc firesc o tagmă a unor tehnicieni care vin din fotbal, care trăiesc din fotbal, totuși există și un cumul de experiență care la un moment dat se vede. Iar ăsta este motivul, asta este motivația pe care el a găsit-o să-și continue investiția. Trebuie să recunoașteți lucrul ăsta. Și la un moment dat, am simțit-o și eu, nu m-am exprimat pentru că nu știu ce făceam dacă rămâneam vreo 20 de ani în fotbal. Dar este tentația asta și te atrage competiția, te atrage să intri în competiție și mai departe, să depășești limita ta administrativă, să te duci către cea sportivă. Există, să spunem așa, topoganul ăsta pe care poți să aluneci și să te înscrii și în competiția sportivă, tu ca persoană. Ce relație aveți cu domnul? De respect, cel puțin. Sigur, există un respect reciproc, dar cel puțin din partea mea este un respect total. Respect. Firesc, normal, n-am de ce să nu... Chiar este o persoană implicată și o persoană la vedere, asumată, cu bune, cu rele, nu te poți aștepta la lucruri surprinzătoare din partea lui. Pentru că ți le spune, le simți, le vezi, este doar în fața cortinei, nu operează deloc în spatele cortinei. Deci e o persoană deschisă cu care poți să discuți, anticipezi discursul, anticipezi manifestarea și atunci nu poți decât să-l respecti.